Printr-un comunicat de presă, Dumitru Miculescu, cu al PNR Dâmbovița, demonstrează că acuzațiile formulate de Suțuianu nu sunt altceva decât un atac direct asupra mediului de afaceri din județ. Păcatele administrative îl chinuie pe președintele Consiliului Județean Dâmbovița Adrian Suțuianu, care în loc de smerenie alege să mintă chiar în săptămâna mare pentru a-și adormi propria conștiință. Adrian Tuțuianu spune că eu aș influența niște instituții de control ale statului român în detrimentul oamenilor de afaceri din județ. Ca reprezentant al mediului de afaceri, cred că această declarație îl descalifică total și iremediabil pe Adrian Tuțuianu în fața oamenilor de afaceri locali, care știu problemele reale cu care se confruntă. Numai târziu de săptămâna trecută, ca urmare a sesizărilor și presiunilor făcute de Adrian Tuțuianu, unicul incinerator din regiunea Sud Muntenia, situată în județul Dâmbovița, unde erau distruse rezidurile de origine animală din întreaga zonă, i s-a suspendat abuziv activitatea de trei luni, garda de mediu condusă de nimeni altul decât finul lui Adrian Țuțuianu, candidat PSD în localitatea Corbi Mari, a făcut eforturi disperate pentru a închide această afacere care funcționează legal. Consecințele suspendării vor fi dezastruoase pentru mediu și aștept să văd ce măsuri va lua DSV împreună cu acest incontestabil domn Adrian Țuțuianu, în problema deșeurilor. În această situație este firească întrebarea, de ce hoțul strigă hoții? Cine este șeful finanțelor dâmbovițene? Nu cumva este membru PSD? Cine este șeful ITM? nu este un fost consilier local PSD, actualmente membru al Partidului Social Democrat. Pregătește cumva Adrian Tuțianu un atac concentrat asupra mediului de afaceri și caută deja să dea vina pe altcineva sau vrea să instituie o situație de teroare la nivelul instituțiilor de control, asupra cărora aruncă acuzații pentru a le duce în derizoriu activitatea și pentru a genera controle interne prin care unii să fie sancționați pentru că nu răspund la comenzi și, eventual, să fie puși sub urmărire. Am susținut mereu ca reprezentant al mediului de afaceri că îmi doresc un climat de liniște și cooperare între instituții și cei care creează și mențin locuri de muncă în acest județ. Adrian Suțuianu nu are cum să înțeleagă acest aspect, pentru că nu știe ce înseamnă mediul de afaceri, fiind obișnuit doar cu banul public, vărsat din plin în conturile sale și ale firmei administrate de soția viceprimarului cu atribuții de primar al Târgoviștei, unde lunar intră din bugetele primăriilor și instituțiilor din Dâmbovița miliarde de lei vechi. Cine are influență prin oamenii de casă asupra instituțiilor, Miculescu sau Suțuianu? Miculescu este un om de afaceri care administrează societăți private, finanțate din bani privați. Tuțuianu este un politruc care administrează un județ din bani publici proveniți din taxele și impozitele celor care muncesc. Cer inspectoratului județean de poliție să se autosesizeze la gravele afirmații pe care acest individ, pe nume Adrian Tuțuianu, le face în spațiul public și care aduc prejudicii de imagine întregului județ, a declarat copreședintele PNL Dâmbovița, Dumitru Miculescu.